Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire mai specială cu cărțile de tarot care să dezvăluie lucrurile cele mai importante care ar putea apărea în viitorul apropiat, în viața de zi cu zi. Și ca să fie mai particularizată această etalare, am să o fac în două variante. Varianta sau chiar haideți în trei. Am să o fac în trei variante. Să fie puțin mai particularizată. Varianta verde, albă sau roșie. Alegeți varianta care rezonează cu voi. Și să vedem așadar ce se întâmplă în viitorul apropiat în planurile cele mai importante ale vieții de zi cu zi. Care sunt noutățile, veștile, surprizele, realizările care pot fi în viitor pentru fiecare variantă. Să știți că poate fi o perioadă foarte fericită, aș putea să spun, pentru toate variantele, în care va juca un rol important, poate, prietenile dezinteresate, prietenile sincere, familia, rudele cu care vă înțelegeți bine. Pot fi și evenimente, într-adevăr, foarte frumoase pe societate, prietenie, socializare, bucurie. Ajutor, sprijin, aș putea să spun, sau este o energie pe care o vă doriți și o puteți avea. Poate aveți și niște evenimente în viitorul apropiat pe care le așteptați cu mare bucurie. Întâlnirea cu familia, cu prietenii, un eveniment important de familie, căsătorie, aniversare, botez, nuntă. Într-adevăr, văd aici că poate apărea o îndrăgosteală, o împăcare, o revedere, ceva spectacular se poate petrece, să știți. Veți lua o decizie poate importantă și vă va aduce foarte mare bucurie sau cineva, aflați de cineva că are o mare reușită, o mare schimbare, poate o împăcare, o redresare, să zic aici. Apare un miracol care poate ține și de o naștere, ține și de o căsătorie, ține și de de lume artistică. Haideți să vedem. Sau de carieră, profesie. De însănătoșiri miraculoase. Într-adevăr, poate fi o perioada dreptății, e o perioadă în care poate vă grăbiți să rezolvați niște situații financiare, profesionale, pe sănătate, să vă vindecați, să vă faceți dreptate, să căutați soluții pentru drepte de văd că vă ajutați pentru aflarea adevărului sau veți fi ajutați pentru găsirea adevărului, pentru a vi se face dreptate. Văd aici că pot apărea situații echilibrate, drepte, juste în viitorul apropiat. Așadar, haideți să vedem. Prima variantă verde, a doua va fi cea albă, a treia va fi cea roșie. La această variantă albă sunteți cam grăbiți, se grăbesc energiile la voi, ceva se grăbește. Poate nu voi sunteți grăbiți, cât ceva se va grăbi să se ajungă în viața voastră, să se schimbe ceva. O să vedem ce. Hai să încep cu varianta numărul 1, verde, dacă deja ați ales varianta. Să vedem așadar ce pot dezvălui cărțile la prima variantă. Varianta numărul 1, piatra verde. Haideți să vedem ce energii sunt în viitorul apropiat pentru voi. Piatra verde. Să vedem. Să știți că
Să știți că puteți avea un început foarte promițător pentru viitor. Deci începând din acest moment, vă văd într-un miracol. Miracolul iubirii, miracolul vindecării, miracolul unui parteneriat, unui contract, a unei speranțe, a unei... Cumva vreți să lăsați la o parte trecutul și să o luați de la capăt, fie că vă împăcați cu cineva. Deci, circumstanțele în care vă aflați acum, în acest moment, în prezent, sunt favorabile, aș putea să spun. Divinitatea vă iubește, există niște energii aliniate, cerul, să zic așa, este foarte deschis pentru o iubire, vă iubește necondiționat. Sunteți iubiți necondiționați de divinitate, dacă aveți partener, pare și de partener, dacă aveți prieteni, la fel, deci păreți iubiți necondiționați sau există șansa să fiți iertați, să vă împăcați, să aveți o nouă speranță. Deci vă văd într-o noutate, într-o idee, într-o energie foarte favorabilă, că vă vin vești, acte. Deci așteptați-vă la vești, la acte, la o împăcare, la un succes, la un sprijin, la un ajutor care vine necondiționat. Ca și cum cerul pe voi vă iubește în mod special. Vă mai dă o șansă să vă vindecați miraculos, să aveți un contract, să aveți un serviciu, să mergeți mai bine decât ați fost până acum. Deci aveți niște circunstanțe favorabile. Aveți circunstanțe favorabile așadar, care vă pot fi foarte, foarte bune pe viitor. Situația financiară în care vă aflați, la fel, este foarte favorabilă. Deci vă văd într-o situație stabilă, la fel, voi orică aveți un parteneriat, aveți o familie, aveți prieten, aveți iubit sau iubită sau aveți un contract, văd aici care are legătură poate și cu drumurile, cu afacere, cu străinătatea, veți conduce. Deci vă văd că din punct de vedere financiar vă merge foarte bine. Vă puteți duce într-o vacanță sau aveți perspective să aveți drum lung, cum se spune, în afacerea voastră, reușită, prietenie, armonie, succes. Deci, vă văd și din punct de vedere financiar, al speranțelor voastre, văd că și o inițiativă poate avea succes pentru voi. Așadar, vă văd în situația financiară ca și în situația de familie. Deci, vă văd cu o reușită, deci vă puteți căsători, poate chiar pleca într-o călătorie de nuntă. Deci, din punct de vedere al... Văd deja că voi sunteți în această energie a unei căsătorii, unii dintre voi. Deci, care v-ați ales această variantă, există aceste circunstanțe în prezent să vă căsătoriți, să cunoașteți pe cineva, să vă vindecați, să plecați într-o călătorie de nuntă, să plecați într-o vacanță, să aveți câștiguri financiare. Deci, foarte bune perspective vin pentru voi în viitorul apropiat. Ambițiile și speranțele voastre, să știți că la fel, poate că unii sperați la o împăcare și să știți că puteți face aceasta, există șanse să, în mod spectacular, miraculos, pentru că am zis, sunteți într-o energie a miracolului, deci, cu alte cuvinte, dacă aveți dorințe, puneți-vă dorințe, orice dorințe, cât de nebunești ar fi ele, poate nu se vor împlini toate, dar multe se vor împlini, pe neașteptate, deci vă văd că puteți avea vești, noutăți, o nouă dragoste, o nouă speranță, un copil, o aventură, nu știu, o afacere, o idee genială. Multă înțelepciune, poate chiar multă sfaturi utile, recompense, datorită faptului că aveți voi niște inițiative, că aveți voi niște idei, că aveți curaj, că luați o hotărâre. Deci vă văd cumva că speranțele și ambițiile voastre pot să aducă noutăți, redresări, să mai aveți încă o dată șanse. Deci aș putea să spun că cerurile vă mai oferă o șansă. O șansă extraordinară, de data asta să o faceți și mai bine decât ați făcut înainte. Să vă căsătoriți și mai bine dacă vreți să vă căsătoriți. Sau, mă rog, aveți o nouă șansă la dragoste, o nouă șansă la afacere. Sau, dacă sunteți deja în aceste energii, sunt șanse să crească aceste energii. Și, într-adevăr, și dacă poate sunteți înțelepți, văd aici că trebuie să fiți puțin și într-o așteptare așa sănătoasă. Deci apar noutăți pozitive. Perspectivele care sunt? Să aveți foarte mulți bani, foarte mulți bani, aveți perspectivă să aveți foarte mulți bani, să vă împliniți vise de demult sau să ajungeți departe cu visele voastre, cu banii, cu bogăție, cu sănătate, cu tot ce vreți voi, dar poate că trebuie să faceți și niște sacrificii, să aveți răbdare, să vă rugați, să aveți credință, să vă schimbați poate ceva, că dietă,
că un look, că ceva, deci trebuie ceva să faceți voi o schimbare. Poate să aveți o inițiativă, să aveți un drum, să aveți mai multă răbdare, înțelepciune, să cereți sfatul, acum depinde ce schimbare trebuie să faceți voi, o să găsiți voi, pentru că văd că aveți revelații, aveți idei, aveți entuziasm, aveți prieteni buni, faceți cunoștințele astea, sunt perspectivele să vă îmbogățiți din toate punctele de vedere, și spiritual, și emoțional, și fizic, și mental, și financiar. Vă vedeți cu perspective, chiar să vă eliberați poate de niște energii care v-au fost stagnante, v-au ținut blocați, v-au ținut pe loc, v-au ținut într-o situație poate mai puțin plăcută. Întâmplări neașteptate, să știți că pot fi niște întâlniri, niște o îmbogățire. Deci chiar aveți ocazia de a vă îmbogăți, de a fi mai frumoase, mai deștepte, de a face un parteneriat, un contract, de a ajunge celebre. Văd aici că au ieșit zodii de foc și de pământ, care joacă un rol important pentru voi. Puteți avea niște întâlniri fabuloase, ajunge într-o mare popularitate, într-un mare succes. Astea sunt, să zic așa, întâmplările neașteptate din viața voastră. Iar în viitorul imediat ce apare, să știți că, într-adevăr, poate sunteți puțin cam urmărite de niște persoane care poate că vor cumva să vă... sunt mai rivale, vor cumva să vă păgubească, poate chiar, sau sunt invidioase. Aici pot fi și niște răutăți, da, din cauza unor persoane care vor cumva să profite sau, mă rog, vor să creadă că au ele mai mult vreun atu, dar văd că voi puteți în viitor, deci în viitor apropiat, văd că vă vin idei, soluții, faceți drumuri, găsiți soluții să rezolvați niște probleme cu niște persoane care poate vă sunt rivale, aveți succes, poate și pentru că aveți voi poate o strategie, o înțelepciune. Dar s-ar putea să dați peste viitorul foarte apropiat, adică foarte curând zilele acestea, să dați peste niște persoane profitoare, niște persoane de neîncredere, văd aici puțin așa, sau, mă rog, apare o situație în care trebuie să iei o decizie, dar bine gândită, cum ar veni să calculezi. Aici pot fi și niște zvonuri care circulă aici, răutăți, deci văd aici că cineva parcă încearcă să vă lovească fulgerător, să vă facă o nedreptate, o răutate, dar nu va reuși pentru că voi aveți ambiție, pentru că combateți, pentru că aveți un sprijin, cineva totuși vă ajută, vă sprijină, vă consolează sau vă aduce, chiar voi poate că le priviți cumva cu milă pe aceste persoane, că au nevoie într-adevăr ele de un ajutor, de o consolare, de un sprijin. Și viitorul mai îndepărtat, să știți că faceți niște schimbări, s-ar putea să apară o moștenire, la unele dintre voi s-ar putea să vă rupeți de o energie a unei răutăți, a unei dificultăți, s-ar putea să aflați și de vreun doliu care pentru voi aduce la suprafață niște adevăruri. Deci în urma unui doliu, orică aflați de cineva care a o persoană dispărută că reapare, într-un mod nu mai este, ori aveți voi o revelație, ar veni, luați, comunicați cu un spirit care vă face niște revelații. Deci vă văd aici așa într-o situație și ca și concluzie. Concluzia este că trebuie să căutați să vă vindecați sau să clarificați ceva. Aveți într-adevăr parte de niște răutăți a unor persoane care pot fi mai reci, mai dure, sau vă veți apela voi la o haină de stat pentru a combate niște răutăți, niște... Poate că la unul dintre voi poate veni și din cauza unei moșteniri. Asta e surpriza pentru voi, un bărbat cu haină de stat care poate ține și de o moștenire care o primiți voi în urma unui doliu, aici poate ține și de acest lucru, sau în urma unui divorț, aici la unul dintre voi poate ține și de un divorț, că aveți o nouă șansă de a schimba această energie, de a vă elibera de o nedreptate, de o situație care poate a fost puțin dificilă. Haideți să vedem și varianta numărul 2. Piatra albă. Haideți să vedem la piatra albă. Piatra albă, ce energie vin următoarele zile, săptămâni, viitor apropiat. Foarte interesante energie. Să știți că la voi circumstanțele sunt acum ale unor hotărâri, să știți. Deci voi sunteți cumva într-o decizie de luat, văd că aveți întâlniri importante la această piatră.
poate drumuri, e puțin aglomerat, ține și de niște inițiative, cumva trebuie să luați decizii sau aveți de-a face cu niște persoane care sunt foarte combative, să zic așa, cumva rivale poate chiar, dar există o rivalitate, dar există și multă creativitate. E nevoie într-adevăr de strategie pentru că pot apărea niște conflicte. Deci voi în prezent aveți niște circunstanțe cumva puține în care trebuie să țineți niște energii sub control, că sunt situații inflamabile, cum se spune. La propriu sau la figurat, vă vin idei, soluții, găsiți idei, soluții, dar poate că trebuie într-adevăr să aveți o determinare, o ambiție, un echilibru, o strategie. Poate faceți niște drumuri, să vă întâlniți cu cineva, e această energie în prezent și, să zic așa, situația voastră în familie, într-adevăr, poate că aveți niște neînțelegeri în cuplu, în familie sau între rude, cu copii, văd că vreți să vă împăcați cu cineva sau să fiți înțeleși, ajutați, dar sunt puțin niște conflicte. Pot fi niște conflicte pe rivalități, pe răutăți și poate că e nevoie să vă păstrați speranța, să vă păstrați speranța pentru că speranțele și ambițiile voastre pot fi totuși pe neașteptate realizate. Cumva trebuie să aveți credință pentru că aveți o încercare, pot să spun că la această variantă sunteți cumva într-o încercare. Încercarea asta este poate de fidelitate, poate este și de răbdare, poate este și de a vă ține sub control energiile, a rezista în fața unor conflicte, a nu răspunde unor provocări, a vă pune la adăpost, cumva, a vă lua măsuri de siguranță. Aici poate țineți de un copil, de o dragoste, de un tânăr. Deci văd că sunt perspective să vă schimbați destinul în bine sau să vă îmbunătățiți viața, dar într-adevăr poate trebuie să aveți... Să vă țineți, să zic așa, sub control sănătatea, echilibru psihic, fizic, mental. Pot apărea și situații neprevăzute, care țin de vreme, țin și de niște chestiuni care țin de societate și atunci trebuie să fii mereu într-un echilibru, într-o creativitate, într-o pace, într-o armonie, într-o bunătate, să zic așa, și să cauți aceste energii. Astea sunt speranțele și ambițiile. Poate că unii sperați la o împăcare cu cineva. Poate fi această situație depășită, poate și cu multă răbdare și înțelepciune sau cu o clarificare. Și acum depinde de karma personală, pentru că aici văd că e o chestie și karmică, poate apărea despărțirea sau poate apărea împăcarea. Aici ține văd că este un tânăr de un copil sau dacă este iubirea, iubirea adevărată sau este doar așa o apă de ploaie, o furtună într-un pahar cu apă sau o iluzie. Văd că perspectivele care le aveți sunt să vă vindecați, deci chiar vă puteți căsători, chiar puteți să vă, există speranțe să începeți chiar și o afacere sau să vă duceți într-o vacanță, să primiți un sprijin printr-o autoritate, printr-o instituție. Astea sunt perspective care le aveți. Întâmplările voastre neașteptate țin poate de o petrecere, de niște evenimente sau ca să rămâneți într-o poziție ca persoană în afaceri sau într-o popularitate, va trebui să vă străduiți. Văd aici că aveți de-a face și cu un semn de aer. Și viitorul imediat va aduce poate chiar o sarcină la unele dintre voi. Întâlniri cu prietenii, poate cu familia, un eveniment, un botez, o aniversare. Văd că aveți aici și de o decizie foarte rapidă de luat. Iar viitorul mai îndepărtat, să știți că va duce nuntă, petrecere, va duce, văd aici un parteneriat, un contract. Deci văd că vă căsătoriți. Deci poate că aveți acum niște conflicte, niște energii care țin așa cu sușuri și coborâșuri, dar văd că perspectivele sunt. Dacă vă despărțiți de cel care sunteți, apare o altă șansă cu altul și vă veți căsători, să știți. Sau vă veți duce undeva la o nuntă foarte importantă, văd că apare un copil, apare o sarcină, apare o noutate la voi. Da, și să vedem și concluzia. Concluzia la această variantă, foarte frumoase perspective. Deci viitorul îndepărtat, să știți, care vine pentru voi mai târziu, deci până la sfârșitul anului, poate chiar. Vă văd aici într-o mare reușită, într-o mare realizare, într-o mare sărbătoare, în eveniment. Văd și un bărbat într-un semn de apă. Și, într-adevăr, surpriza voastră poate fi vorba și de un conflict. Deci, acum poate ține și de societate, dar poate ține și de un conflict, o frică care o aveți voi, din cauza unor intrigi care țin poate de un anturaj. Haideți să vedem la varianta numărul 3. Piatra albă, roșie, pardon. Piatra roșie. Haideți să vedem la piatra roșie ce se întâmplă în viitorul apropiat. Viitorul apropiat înseamnă câteva zile, săptămâni. Dar ține și de energiile voastre personale, cât de rapide aveți energiile sau cât de rapide sunt energiile celor cu care voi interacționați.
Ei, dragile mele, dragii mei, aici la această variantă, perspectivele sunt puțin așa ciudate aici, cumva sunteți într-o intrigă deja, într-o bârfă, într-o exagerare poate, în niște temeri, aveți voi niște frici. Bazați-vă și pe intuiție. Aici poate țin și de niște chestiuni de familie, de prieteni, de anturaj, văd și aici niște vești, ceva lucruri care nu prea le știți voi, pot apărea niște secrete. Deci perspectivele, situația în care vă aflați voi poate fi un pic cam ascunsă, ambiguă, cu o rivalitate, cu o răutate. Aici cumva trebuie să vă se bate, cum se spune, binele cu rău cumva, sau aveți pe cineva care vă cam critică, cam exagerat, așa, sunt niște critici exagerate, niște bârfe exagerate, cumva răutăți, poate pentru o dragoste, pentru o slăbiciune a voastră, poate pentru boală, aici poate pot ține și de sănătate, cumva trebuie poate să aveți mai multă grijă, pentru că văd că și în relația de familie, de cuplu, e o îndrăgosteală, dar parcă trebuie să trageți voi tot greul, pentru că cealaltă persoană parcă mai mult profită sau e o persoană care mai are multe de învățat. Aici poate țin și de copii, poate că vă faceți griji pentru viitorul copilului. Sunteți visătoare, dar trebuie să fiți poate mai realiști, mai realiste în familie. Trebuie să clarificați poate ceva. Că văd că e cam o greutate aici care trebuie, cumva trebuie să mai vă planificați mai bine, poate treburile să mai cereți ajutorul. Se mai lăsa și pe alții să vă ajute să-și facă treaba. În viitorul apropiat, să zic așa, speranțele și ambițiile voastre, trebuie să fiți prudenți, să faceți o clarificare, să vă odihniți, să cereți ajutorul poate. Voi sunteți într-o dragoste, dar aveți o rană pe dragoste sau cineva vă poate răni în ambițiile voastre aici. Poate că sunteți prea bună, păreți o persoană prea bună cumva și cineva cumva vă dă dubii. Și de aceea trebuie să clarificați voi la această variantă roșie, chiar aveți, ca să zic așa, niște semnale roșii că e ceva în regulă. Fie că voi sunteți într-un dezechilibru pentru că cineva nu se poartă prea bine cu voi, e prea critic sau nu vă dă încredere, fie că aveți o problemă de sănătate, deci cumva văd așa că situațiile voastre pot fi puțin, speranțele și ambițiile voastre trebuie să fie poate mai realiste sau prudent, cu prudență poate cu cine cui spuneți. Trebuie să aveți o strategie și voi pentru dorințe și ambiții de speranță. Perspectivele sunt să plecați la un drum, să vă faceți dreptate. Chiar apare un eveniment religios care vă poate aduce o mare revelație. Poate vă duceți undeva la un pelerinaj undeva unde să vă curățați energie și poate fi cu mare reușită. Puteți avea o victorie care ține poate și de o justiție. Văd că puteți primi un sprijin din partea cuiva important, fie din instituție, fie din familie. Poate aveți chiar o împăcare, poate chiar aveți o vindecare miraculoasă, aveți ceva care vă aduce un echilibru, o însănătoșire, poate faceți niște cursuri, poate vă duceți la un terapeut, vedeți că poate veni și printr-un preot specialist, terapeut, prieten, vă poate veni un ajutor, un sprijin, un echilibru, o dreptate, o pace, să zic așa. Și întâmplările neașteptate, în schimb, să știți că la voi aici trebuie să fiți prudenți, că văd că diavolul la o petrecere, cumva apare o rivalitate, apare o gelozie, apare niște întâlniri prietenești, niște petreceri, niște evenimente, niște sărbători, ceva, aici pot apărea și niște gelozii, invidii, răutăți sau înșelătorii. Da, deci astea sunt întâmplări neașteptate. Sau veți fi foarte atrași de cineva care poate e deja într-o altă relație și cumva apare această dorință de ori de îmbogățire într-un mod poate mai puțin sincer și mare, ies discuții, ies certuri, ori de a petrece într-un mod exagerat cineva cumva la o petrecere să nu încerce să vă atragă într-o înșelătorie, într-o petrecere înșelătoare sau care să vă aducă într-un viciu ceva. Aici pot fi și legate de exagerări în petreceri pe vicii. Și în viitorul imediat, deci chiar trebuie să vă eliberați de o energie, chiar trebuie să vă curățați, că pot fi vrășfarmece, să știți la voi. Voi aveți niște blocaje, pentru că aveți niște energii blocate, chakrele blocate, echilibrul vostru psihic, mental, fizic este cumva într-un dereglaj. El pot fi și datorită influențelor unor persoane care se comportă cu voi așa, cu sușuri și coborâșuri, da? Deci când parcă ești într-un sus, jos, sus, jos, sus, jos, zici că ești așa mereu într-un echilibru, într-o dilemă, nu știi ce să crezi, pe cine să crezi, cu cine să ai încredere, parcă te simți urmărită, parcă te simți într-o nedreptate și chiar poate fi o nedreptate, mai sunt și exagerări. Ori tu
dai prea multă amploare unor situații, ori într-adevăr ai de-a face cu niște persoane care sunt exagerate. Deci văd intrigi aici, văd niște comploturi, văd niște gelozii, niște invidii și ai și parte de liniște când ar trebui să-ți ceri poate și prin instituții, prin credință, prin niște drumuri, prin a schimba ceva tu din a sta mai mult în singurătate, a medita, văd aici, pentru că există niște anturaje așa cu sușul și coborâșul și într-adevăr văd că în viitorul imediat poate apărea un miracol, o dorință care se împlinească, dar trebuie să ai și tu un curaj. Curajul să te eliberezi, să te menții, să cauți echilibru, să-l poți găsi, poate cerând într-adevăr ajutorul cuiva. Aici poate la unii dintre voi chiar trebuie să te duci, să te dezlegi, poate chiar, și prin credință, dar și prin cineva care știe să facă, că nu-i suficient numai credința. Pentru că sunt niște energii, deci ca și cum tu reușești să te dezlegi, te echilibrezi prin credință, începi să te menții și iară vine după aceea diavolul și mai, cu mai multă forță și putere și mai multă ambiție, să zic, orgoliu, să-și mențină controlul. Și chiar poate face magie prin magie neagră. Și atunci ai nevoie, într-adevăr, de cineva care știe să dezlege magia neagră. Cineva foarte puternic să te aducă dintr-un echilibru, pentru că te văd după aceea, să știți că în viitorul mai îndepărtat puteți avea un mare noroc, câștig, popularitate, succes pe toate planurile. Deci dacă vă eliberați de frici, de temeri, dacă vă eliberați acest drăgușor, diavol, persoană care poate fi viciu, poate fi o persoană care un anturaj, poate fi să te dezlegi de vrăji de farmece, poate și prin credință și prin puterea voinței și prin niște studii. Da, să înveți să te dezlegi prin a te ruga, a spune mantre, a gândi pozitiv. Da, trebuie să-ți combați, chiar că trebuie să combați cu această energie care într-adevăr parcă te ține legat de mâini și de picioare și parcă și gândurile, să nu mai gândești, să nu mai vezi, să nu mai auzi, să nu mai te poți mișca sub nicio formă, dar dacă reușești și cu voință și ambiție, te văd aici într-o mare, mare bogăție, într-o mare, mare reușită, văd aici că vei învăța cum. Poate are legătură și văd că poți obține totul, poți avea tot ce vrei, fi cine vrei, să te căsătorești, să ai dragoste, să ai bani, să ai orice dorință se poate îndeplini, dar ai ceva de tras aici, pentru că, într-adevăr, ai sușii și coborâșuri. Da? Deci, da, ai nevoie să înveți, să ceri ajutorul, poate și că te vei schimba ceva, te vei înscrie la vreun curs, la vreun școală sau vei învăța tu, vei cere ajutorul unui mentor, unui profesor, unui preot, unui prieten. Văd că poți învăța, poți învăța și poți avea succes, reușește, mulți bani poți avea. Da? Deci chiar poți ajunge foarte, foarte bogat, dar într-adevăr ți se pun piedici. Ele pleacă din start, din perspectivele care sunt aici, sunt lucruri ascunse la unor tineri care, sau unor persoane, lucruri noi care încă nu le știi, situații noi evite, trebuie să fii cu prudență. Pot fi și pe societate niște conflicte, dar pot fi și legate de sănătate. Sănătatea unor persoane. Aici văd și energii feminine, care sunt niște comploturi aici, niște intrigi care țin poate și de o haină de stat, mai tânără. Văd aici, dar văd că se pot schimba niște lucruri cu niște persoane mai serioase, mai... Aici văd aici multă spiritualitate, văd multă moralitate, poate apărea la un moment dat multă dreptate justiție, dar să aducă echilibru, să contracareze aceste energii care se pară cumva periculoase, aș putea să spun, sau stresante. Și apoi există din nou șansa să te redresezi, dar nu, din nou apare drăgușorul, din nou apare invidia, din nou apare intriga. Văd aici rivalitate care poate fi la această variantă. Deci de aceea îți trebuie aici cumva multă înțelepciune, multă răbdare și mult, chiar trebuie să ceri sfatul, chiar trebuie să înveți cum să te eliberezi de vrăși de farmece, de energiile unor persoane care poate nu sunt vrăși farmece, dar poate sunt persoane care sunt, nu știu, de date unor vicii, au, nu știu, lipsă de educație, de moralitate sau de nu sunt sincere, etc. și te duc într-un dezordine, într-o frică, într-o pagubă în ceva, cum să zic așa, că e rivalitatea asta aici, e cumva care pe care. Acum pot fi și ce ține pe societate și tu, ca să te eliberezi de aceste frici, poate că trebuie să pleci la un drum. Poate că trebuie să faci o schimbare. Asta este dorința care trebuie să-ți dorești să schimbi ceva și așa va fi. Pentru că văd că te poți schimba și poți ajunge într-o lume mai bună, unde poți să câștigi bani mulți, unde poți fi într-o mare popularitate, într-un mare succes, în care, într-adevăr, poate mai ai și de învățat, dar ceea ce vei învăța va aduce mare bogăție, mare reușită, mare realizare. Cam asta e, dragile mele, dragii mei, ce pot să spun pentru viitorul apropiat. Așadar, următoarele zile, săptămâni, din momentul în care vizionați acest video,
În mod special, eu vă doresc o zi fantastică, weekend plăcut, la revedere, să iubiți și să fiți iubiți!